un eveniment nefericit, se poate întâmpla oricui, oricărui șofer. Era vizibilitatea redusă, nu v-ați Da, era vizibilitatea redusă, eu eram staționată, deci nu eram în mișcare. Ce să spun, din fericire domnul Țiriac era prin apropiere, a ieșit din mașină, m-a ajutat, pentru că în momente de genul acesta chiar intri în stare de șoc, chiar și dacă ești la volan, ce să spun. Da, bineînțeles, cred că pe oricine putea să afecteze un astfel de accident. Atât, mulțumesc frumos! Nu vreau să asta, mulțumesc mult! Tânărul a fost transportat la Spitalul Floreasca, unde a primit îngrijiri medicale. Acesta se află în afara oricărui pericol. Și ce știi de el? De când lucra la... Dacă e bine, e sănătos, sperăm să nu aibă cine știe ce grav. Obișnuia să conducă prudent? Da, mergea prudent, merge și cu mașina, merge și cu scuterul, merge și cu motorul, cu orice. Și pe unde se deplasa? Venea pe Floreasca spre Ștefan cel Mare. Și din câte știi tu, din câte ți-au povestit colegii sau cine ți-a zis, ce s-a întâmplat? Cine l-a lovit? Domnișoara Camelia Putec era la volan. Aha. A ieșit, nu s-a asigurat și a intrat în el. Imediat după producerea accidentului, la fața locului a sosit și omul de afaceri Ion Țiriac. Acesta a adăpostit-o pe Camelia Putec în mașina sa, care era păzită de bodyguards.